COVID. Toate imaginile sunt din orașul... Toate imaginile sunt din Colin. Unde e Colin ăsta? În Danemarca. Unde s-a agățat harta mai la începutul... Asta e prima. Un context trebuie... Nu știu despre ce e vorba. Lumini, jocul de lumini vorbește despre arhitectură modernă într-un spațiu, cred că este reciclat, sau într-un spațiu vechi. Probabil... Oh! Asta e istorie. O istorie foarte interesantă a orașului, să înțeleg. Bă, dar sedii sau incendii, catastrofe pe care se pare că a trecut peste ei, de departe. Este catastrofa asta. Mai departe, mai repede, vă rog. Aha. Încă și mai multă istorie. Asta pare un castel sau universitate. Un castel nealt cu niște ferestre. Deci mai degrabă universitate, veche. 1700 torna. Cred că asta înseamnă că oamenii au cultură și au cultură de cultură. Bun, asta sper că e ultima. Countryside. Foarte frumoasă atmosfera. Nu o poluare decât una în alta. În rest, la frumos, străzi, foarte interesantă arhitectura și cum se încadrează casele de peisaj, de tip vechi, gata cu casele, mai de aproape, zoom-in. Bun. Modelarea modernului cu vechiul, o piață foarte frumos, asamblată, desenată, cu atenție spre imaginile de sus. Foarte interesantă la acesta. Da, aici este casa primarului. Era cea mai frumoasă casă din oraș și a dat domnul acesta de sens copilului. Acum are 10 ani și jumătate. Da, aici este un monument al luminilor. Da, aici este tot pe stradă, dacă ți mai așa. Te simți inspirat să ieși afară și să vezi că, de fapt,
lacul este o priveliște nume aici, doar așa. Acest e un exercițiu al păsărilor, chiar și păsările din Danemarca au o precizie daneză, scoate bună, și peisajul în general este în strânsă legătură cu porțiunea un pic mai ridicată unde se află castelul care azi și-a fost drept atunci ce a fost și interiorul lui. Și, practic, toată zona este concentrată asupra părții înalte și, bineînțeles, nu puteam să vorbim despre Danemarca și nu menționăm pe cei de la Big Architects. Din păcate, nu o să vedem proiectele celor de la Big Architects, am ales excursia din Portugalia, dar ne mulțumim cu acest slideshow. Dragi cei din antichitate, cred că s-au gândit, nu știu, la Tutankhamon aici, cu o piramidă. Da. Revenim iar la castel. Au, cred că, o vasire pentru foarte multe castele, au multe prințese. Au... strada foarte bine iluminată, lacul. Da, sunt și foarte buni handmaker. Știu prățările acelea din nou, pentru că la aia s-au referit aici. Nu, de mărțișoare, da, mărțișoare, da. Haideți să mai aflăm o dată și să rămân aici pentru vecie în analele internetului până le va fi de acta. Adrian Francisco. Eu sunt Raluca Vasile. Eu sunt Voitescu Alin. Iulia Georgescu. Vă mulțumim foarte mult!